Simona Halep este în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Miami, sportiva noastră trecând după un meci dificil de Caroline Garcia. Scorul partidei a fost 3-6, 6-4, 6-0. Astfel, Halep a marcat victoria cu numărul 400 pe un tablou principal WTA, după ce tot anul acesta a atins o bornă, victoria 100, într-un turneu de Grand Slam. Aceasta a fost a 7-a victorie din 8 meciuri pentru Simona contra lui Garcia. Tricolorii au tremurat serios pentru victorie împotriva Macedoniei de Nord, cu toate că la un moment dat totul părea rezolvat. Naționala a României s-a impus cu 3-2 după ce oaspeții au egalat de la 2-0 și au mai avut un gol anulat pentru offside în prelungiri. Ianis Hagi a fost cel care a readus România în avantaj în minutul 86. Echipa formată de Rădoi pentru acest meci a fost una experimentală, selecționerul dând senzația că se gândește mai mult la meciul cu Germania de duminică. Poți urmări partida cu Germania, live text, pe hotnews.ro. Patinatorii ruși Anastasia Mishina și Aleksandr Galliamov au câștigat titlul mondial la perechi la Stockholm. Cei doi sportivi s-au aflat la prima participare la Campionatul Mondial de Patinaj Artistic de Seniori, iar la programul liber au patinat în ritmurile piesei We Are The Champions. Acum 2 ani ei au câștigat titlul mondial la juniori. În 2020, Hamilton a devenit campion mondial pentru a 7-a oară, egalând recordul deținut de legendarul Michael Schumacher. Acesta va avea însă ceva concurență în sezonul care stă să bată la ușă, dacă este să ne luăm după spusele fostului campion din Formula 1, Jenson Button. Deținătorul titlului mondial în 2009 este de părere că Max Verstappen va fi principalul rival al lui Hamilton în sezonul de anul acesta. Primul Grand Prix din sezonul 2021 al Formulei 1 va fi Marele Premiu al Bahreinului de pe circuitul de la Sakhir, care va avea loc în data de 28 martie. Ultima cursă de la Sakhir a fost câștigată de Hamilton în 2020.